România cade 5 locuri într-un clasament global. Despre ce este vorba imediat. Sunt Daniel Apostol, împreună cu dumneavoastră sunt Baking Business. Haideți să vedem care sunt subiectele interesante pe care redacția Profit.ro vi le propune astăzi. La categoria Madrid, musai să citiți, corespondență din Hamburg, comisarul european pentru energie Caniete spune că la nivelul Bruselului Comisia va putea amenda strategiile energetice naționale pentru a impune o cotă mai mare a a regenerabililor. O tranzacție care a cedat în fața insolvenței după 2 ani de discuții, Adrian Vintilă își cedează supermarketurile din Constanța către lanțul Mega Image, în fața căruia a rezistat mai mulți ani. Tot din categoria Maastricht, după recenta cumpărare, grupul britanic Kingfisher închide 3 magazine. Practicăr a închis și centrul comercial cu care retailerul a intrat în urmă cu 15 ani pe piața românească. Detalii în profit.ro. O nouă companie cade, fabrica de sticlă Avri, cu istorie din 1625 încoace, cumpărată de francezii producători ai sticlăriei Luminar și cedată unei firme din insulele Virgine Britanice, se pregătește de insolvență, că tot este la modă subiectul noii legi a insolvenței. Sănătatea în România, 6,7 milioane de plătitori din aproape 18 milioane de beneficiari, 17,4 milioane de beneficiari, cu mai mulți pensionari scutiți decât copii și tineri. Asta este o radiografie de stare a sănătății pe care o găsiți în profit.ro astăzi. Tot de la Profit aflăm că Fiscul și Direcția Anticorupție vor accesa datele pasagerilor companiilor aeriene. Mai aflăm că Ancom atenționează un operator de telefonie mobilă pentru că ar fi diminuat viteza traficului de tip video streaming și un subiect pe care l-ați văzut de altfel dezvoltat în jurnalele de știri cu privire la sigiliul pe care ANAF îl pune pe câteva dintre companiile care practică comerțul cu mașini second hand. Mai precis, 12 parcuri auto cu autoturisme au fost sigilate. În profit.ro găsiți recomandări pentru dumneavoastră cei care doriți să cumpărați astfel de mașini. La categoria ultimele știri, foarte pe scurt, Daia susține că se ministrul pentru agricultură Daia susține că se exagerează cu prezentarea situației pestei porcine. Un climatolog avertizează că anotimpurile vor rămâne 4 la număr, dar ritmul se va modifica și vom trăi momente cu temperaturi de 50 de grade. Mă duc puțin în zona informațiilor financiare. Euro a crescut peste 4,66 de lei, cel mai mare nivel din ultimele 7 săptămâni. Creditarea a crescut la rândul ei în luna august cu 6,6%. Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat 3,14% pentru a doua zi consecutiv. Iar de la FMI, un oficial vine cu un avertisment. La următoarea criză financiară, Banca Centrală ar trebui să cumpere acțiuni. Un avertisment pe care îl face un fost economist șef al Fondului Monetar Internațional, Olivier Blanchard, care a declarat că pentru contracararea unei viitoare recesiuni severe, Rezerva Federală Americană va trebui să investească. Cam atât despre radiografia titlurilor, informațiilor economice de astăzi. În ediția de astăzi am un invitat special, este vorba de un profesor de economie care revine sub umbrela Profit și îi spun bun venit lui Cristian Păun. Bine v-am regăsit și mă bucur că în sfârșit începe să prindă contur un proiect de televiziune dedicat economiei. Din care te invităm să faci parte măcar din perspectiva ceea ce am discutat, să zicem, o zonă de educație economică și financiară. E vitală. Eu am botezat așa, am intitulat așa provocarea pe care ți-o lansez în dialogul ăsta. România sub presiunea promisiunilor mari. Titlul mi-a fost inspirat de un titlu de carte scris în urmă cu foarte mulți ani de un jurnalist economic celebru, Ilie Șerbănescu, care spunea la vremea respectivă că România se află sub tirania cifrelor mici. E bine, eu vorbesc acum despre o Românie care se află sub presiunea promisiunilor mari. Odată promisiuni care vin din programul de guvernare. A doua oară, promisiunea unei ambiții mari care ține de mandatul pe care România îl va avea cu începere de la 1 ianuarie 2019 de președinție a Consiliului Uniunii Europene, urmând să ducă mai departe o ștafetă pe care o preia de la Austria, care exercită acum acest mandat, pe trei
teme pe cât de spectaculoase, pe cât de prezente în cotidianul nostru, pe atât de fierbinți, ca să spun așa. Brexit, negocierea bugetului pentru următoarea perioadă bugetară a Uniunii Europene și mult, mult mai emoțională chestiunea migrației. Da. Bun, cam asta este provocarea. Acum că am definit, ca să știi cu ce, la ce te aștepți de la, din dialogul cu mine în seara asta, hai să o luăm așa. România, sub presiunea promisiunilor mari, programul de guvernare, statusul economic actual. Da. Se vede că acel program de guvernare a conținut, nu neapărat hibe, dar a conținut niște măsuri contradictorii. Și din păcate, pedala puternică pe care s-a apăsat în acel program de guvernare a fost pedala populistă, pedala veniturilor, pedala pensiilor, a cererii agregate. Filozofia din spatele programului de guvernare e destul de simplă și ține de un mod de gândire, de o școală de gândire, de fapt, este vorba de școală de gândire keynesistă, care insistă pe ideea că dezvoltarea, creșterea economică, de fapt, că aici e o discuție iară, e o creștere economică, provine de la cererea agregată sau prin stimularea cererii agregate de bunuri și servicii. Hiba mare cu această abordare este că cererea agregată, odată stimulată, ea trebuie să fie imediat însoțită și de ofertă pe măsură, adică merge să pedalezi pe cererea agregată pe termen scurt și foarte scurt. Deci acea abordare era una pe termen scurt, foarte scurt. Da. Era o abordare de criză. Noi nu eram în criză imediat după alegeri, deci nu înțeleg de ce trebuia neapărat să pistonăm pe cererea agregată. Și evident că noi aveam o problemă nu cu cererea, ci aveam o problemă cu oferta. Până la urmă, România este o țară a lipsei de producție, nu neapărat a lipsei de producție, cât a lipsei unei producții care să fie avansată din punct de vedere a stadiilor de producție. Bun. Nu prea prelucrăm. Până la urmă, toată lumea pare să se fie mulțumit și să fie mulțumită cu mai mulți bani în buzunar. La sfârșitul zilei, sigur, bugetarii au primit mai mulți bani, pensionarii au primit mai mulți bani, angajații din economia privată au primit mai mulți bani pentru că a fost crescut salariul minim. PIB-ul crește. PIB-ul crește și mai e ceva. Mai este o presiune pe economia privată reală. O presiune care vine din forța de muncă. Corect. E greu de găsit angajații de care ai nevoie și atunci cei pe care ai, ți-i păstrezi, îi securizezi, nu? Oferindu-le și venituri mai mari. Întrebarea mea este, crește și productivitatea? Discutabil, pentru că o creștere de productivitate vine pe fondul investițiilor. Adică în momentul în care tu te gândești să crești productivitatea, merge mână în mână într-adevăr cu investiția și este corelată și, repet, de gradul de prelucrare. Ceea ce înseamnă că pe anumite sectoare economice, acolo unde companiile, conducătorii acestora, chiar acționarii prin AGA hotărăsc investiții, valoarea adăugată mai mare, și direcționează fondurile companiilor spre investiții, acolo ar trebui să regăsim și productivitate. Corect. Pe ansamblu economiei, înțeleg, ca indicator macroeconomic, nu stăm foarte bine la productivitate. Nu stăm la productivitate, nu stăm la competitivitate, nu stăm la valoare adăugată, nu stăm la investiții. Dacă ne uităm, comparând ritmul de creștere al economiei cu ritmul în care facem aceste investiții în economia reală, vedem că sunt aceste dificultăți. Ca să revin puțin, într-o țară care s-a dezindustrializat puternic și vedem, de exemplu, în anii 80, în 1980, ponderea industriei în total PIB era pe la 49-50%. În prezent vorbim undeva la 20-23%. Deci o înjumătățire a industriei, o dezindustrializare. Când ai o dezindustrializare de acest tip în ultimele decenii, tu dacă apeși pe cererea agregată, ce se întâmplă? De fapt, tu importi, că industria ta nu e capabilă să vină cu bunuri și servicii finale prelucrate la nivelul acestei cereri. Și asta se vede. De asta spun că programul de guvernare a fost despre creștere economică, nu despre dezvoltarea economică a României. Există într-adevăr o mare discrepanță între viteza cu care crește PIB-ul, și aici se știe că am fost campioni la viteză, s-a mai domolit avansul, dar în continuare stăm bine pe ritmul de creștere a PIB. Pe de altă parte, stăm foarte rău, foarte, foarte rău la nivelul de dezvoltare a întregii societăți, a economiei în ansamblu. Suntem o țară
extrem de criticabilă din perspectiva diferenței uriașe dintre noi și, să zicem, plutonul de mijloc. Nu vorbim de liderii economice ai Uniunii Europene, ci vorbim de un pluton de mijloc. Sigur, pentru că aici nu se întâmplă nimic. Dacă ne uităm, de exemplu, invit telespectatorii să se uite pe topurile legate de competitivitate, noi batem pasul pe loc de ani de zile. Dacă ne uităm în topul corupției, noi batem pasul pe loc de ani de zile. La, de exemplu, ușurința de dezvoltare a unei afaceri, easiness of doing business în engleză, România e pe locul 150 din 180 de țări la permisul, la construcții, la obținerea de avize, de coada clasamentului, la fel pentru regimul proprietății. Suntem iar în coada clasamentului. Avem lucruri care ne trag semnificativ în jos și dacă te întreb de ce nu se întâmplă lucruri în România, de ce nu se întâmplă lucruri economice în România, care sunt într-adevăr cele care contează. Ei bine, pentru că aici să construiești ceva e coșmarul de pe lume. Pentru că aici să îți rezolvi probleme de proprietate cu statul, cu cei din jurul tău, e coșmarul de pe lume. Suntem ca o țară africană slab dezvoltată din acest punct de vedere și nici nu vedem interes. Și atunci, dacă nu se dezvoltă nimic pe partea economică în România, de ce să apeși și să împingi pedala pe venituri apoi cererea agregată? Nu obții mare lucru. Nu ai rezultatul scontat. Am o întrebare, o curiozitate. Hai să încercăm să construim împreună o punte peste timp. Suntem în 25 septembrie. Data acestui dialog. În urmă cu 10 ani, vuia presa de începutul crizei financiare, de căderea băncii de investiții Lehman Brothers, de căderea în joc de domino a unor alte bănci din piața americană, de marea criză subprime, dacă ne aducem aminte acele credite nocive, da, atât pentru sistemul financiar cât și pentru săraci împrumutați. Și acum 10 ani încă somitățile, liderii români spuneau să stăm liniștiți că România nu va fi afectată, că era tigrul Europei și atunci la creștere economică și că acest ritm de creștere alertă va fi ca un fel de buffer, ca un stabilopod în care se sparge valul, furia crizei financiare care venea din vest spre noi. N-a fost să fie așa, dimpotrivă, România de la tigrul Europei a fost extrem de lovită, a căzut într-o recesiune cruntă, a trebuit să aplice niște politici de austeritate dure și a și rămas într-un ritm negativ de, da, creștere a PIB-ului pentru 2-3 ani. Păi vin cu date. De exemplu, în anul de dinainte creșteam cu 7%, în 2009 ne prăbușam cu minus 7%. Da. Deci era o cădere de vreo 14, da, puncte procentuale. O scuturare. Dar să știți că 2010 a fost la fel. 2011 negativ. De-abia în 2012, da, am început să ne... Asta o dată. Doi, dacă vă uitați la dinamica PIB-ului an-an, o să vedeți că România frecvent a pățit asta. Adică în România creșterile economice se fac cu accelerări și apoi prăbușiri. Deci noi suntem ca un fel de alergător din asta care își pierde suflu. Și dacă comparăm cu țările din regiune, sigur, nu o să ne comparăm cu Bulgaria, deși pe multe lucruri Bulgaria ne întrece deja, ar trebui să ne comparăm cu Polonia, pentru că este o țară mare cu probleme similare. Și dacă ne uităm, de exemplu, la Polonia, tot în acea perioadă, Polonia, de exemplu, creștea 2-3%. Da, modest. Și ea n-a avut perioade din astea de accelerare, cum facem noi. Ea a mers constant cu o rată de creștere ajustată la potențialul ei economic și a evitat aceste permanente accelerări urmate de permanente prăbușiri, care sunt de fapt niște corecții ale greșelilor făcute în perioada în care tu apeși pe pedala asta a creșterii economice. Și aș mai vrea să punctez încă un lucru pe care nu l-am spus, apropo de mirajul acesta al programului de guvernare și al creșterii economice. Nu s-a spus nicăieri în programul de guvernare legat de datorie. Nu găsești datoria publică. De fapt, programul de guvernare, neprezentând acest lucru, a mizat foarte mult pe datorie publică și tot ce vedem în momentul de față, aceste pedale accelerate puternic,
au în spate datoria publică. Sigur, aici iară e supărătoare următoarea șmecherie, pentru că cei din siajul programului de guvernare prezintă problema foarte manipulator. Da, domnule, dar ponderea în PIB a datoriei a scăzut. Sigur, asta nu mi-arată mie decât următor lucru, că PIB-ul a crescut mai accelerat puțin decât a crescut datoria publică. Dar datoria publică a crescut. Da. Asta înseamnă că dacă se prăbușește PIB-ul acum iar cu vreo 7-8%, avem o mare problemă, pentru că datoria publică rămâne acolo ca stoc. Bun. Nu avem niciun semnal de o astfel de prăbușire. Sigur, dar nu. Am o întrebare. Am învățat ceva în acești 10 ani? Prea puțin. Am învățat ceva, de exemplu, la nivelul populației, eu zic că s-au învățat câteva lecții usturătoare. Din păcate, aceste lecții s-au învățat de către oamenii de rând pe spinarea lor. Și aici mă refer la a nu te îndatora foarte tare. Mă refer aici, de exemplu, dacă ne uităm la rata credite versus depozite, nu mai suntem ca în situația din 2006-2007. În momentul de față, lumea și economisește. Ceea ce înseamnă că lumea a învățat că e bine să-și facă rezerve. Adică, spre deosebire de statul actual, care ce face? În boom se împrumută, românul face invers. Acum, când îi este puțin mai bine și simte că nu o să dureze treaba asta, pune bani deoparte, face rezerve. Ceea ce este un comportament complet schimbat. Vedem de asemenea că oamenii au înțeles pacostea împrumutului în valută. Nu mai e așa mare frenezie, mai ales pentru valute din acestea care, să spunem, erau exotice. Ele sunt exotice. Era interesantă sintagma la momentul respectiv. Da, nu erau deloc exotice. Au fost toxice. Din exotice s-au transformat în valute toxice. Ulterior, da. Deci vedem câteva comportamente care s-au schimbat. Nu mai avem datorită acestei, să spunem, schimbări radicale, să știți că nici prețul imobiliarelor n-a mai explodat cum a explodat în 2006-2007. Cu două, trei oaze unde... Cu câteva excepții. Contextual, Clujul, de exemplu... Da, 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 dar numai aceeași creștere, ceea ce înseamnă că prăbușirea, dacă va să vină, nu va mai fi atât de dramatică, cel puțin pentru piața imobiliară, omul de rând. Dar... aș mai adăuga încă niște cifre pe care le-am văzut la Iancu Guda la COFAS. Deci, de exemplu, se spune că, domnule, rata insolvențelor a scăzut în ultima perioadă cu 3%. Da, dacă ne uităm la cine intră în insolvență, vedem că la companiile mari, cu cifră de afaceri mai mare de 500.000 de euro sau medii mari, insolvențele au crescut acolo cu 5%. Da. Adică avem creștem economic cu ce? Cu prețul insolvenței companiilor jucători mari. Important. Jucători importanți. Tocmai vorbeam ceva mai devreme de... era exemplu pe care îl dădeam chiar din știrile de astăzi de la Profit și am să le repet, îl găsiți subiectul, cum spuneam, în profit.ro. După 2 ani de discuții... cedează un antreprenor român în fața insolvenței și a cedat supermarketurile din Constanța către Mega Image, în fața căruia a rezistat mai mulți ani. Un exemplu, și mai găsim astfel de exemple de tranzacții care sunt consecința unor insolvențe și nu numai. Revenind, populația a învățat ceva în aceștia 10 ani. Statul a învățat ceva în acești 10 ani? Nu cred. Sau dacă a învățat, nu aplică. Și spun și de ce. În primul și în primul rând, vedem în momentul de față niște cheltuieli crescute în bugetul de stat pe care foarte greu criza ne-a arătat că le poți reduce. Și aici mă refer la pensii, salarii în sectorul bugetar. N-am învățat că nu e bine să supradimensionăm sectorul bugetar. În loc să-l automatizăm, să-l... cum să spun eu, reducem, noi mergem mai departe. Adăugăm noi și noi straturi din acestea birocratice care în momentul crizei vor pune o mare presiune pe bugetul statului și vor crea drame. Și tare mi-e mie că cei care au luat aceste măsuri acum nu vor plăti în viitor, politic vorbind, pentru aceste drame. Pentru că, sigur, ne aducem aminte de sintagma... Cine va achita factura? Cine va fi la putere atunci? Și de asta spun, adică, poate să fie tot adică ei, dar alții. Cine e la putere, scoate sigur bani în buzunar? Nu. Nu, asta zic, dar vor deconta politic. Adică știți cum s-a spus. Cine a tăiat? Boca tăia pensii și salarii. În termen financiar, sigur. Tot națiunea plătește factura. Totdeauna. Acolo, în politică, tot timpul plătitorii finali suntem noi, contribuabili. Asta e
o regulă. Dar asta vreau să spun, că inconștiența unor măsuri luate acum va fi decontată ulterior. De cine e atunci la putere? Oricare ar fi, dar atunci va fi decontată. Dar ai tendința să vorbești despre criză. Eu te provoc să-mi spui ce am învățat din ultima criză și din acești 10 ani de revenire și ai tendința să vorbești de parcă ne paște mâine, poimine o altă criză și atunci vreau să ne lămurim. Avem riscul ăsta în față? Totdeauna, pentru că economia are o evoluție ciclică. Numai că una este, să spunem, ciclul economic natural, care apare într-o economie din diferite motive. Că am descoperit resurse în Marea Neagră de gaz, dau un exemplu. Asta clar duce la creștere economică naturală. Că găsim brusc noi competențe sau brusc găsim noi piețe sau avem ceva natural în economie care ne generează un boom sau o recesiune. Dar pe lângă acești factori naturali care fac ca economia să fluctueze natural, să crească, să scadă, a apărut factorul acesta al intervenționismului guvernamental. De asta actul de guvernare e foarte important, cum este el manevrat, folosit. Da. Și atunci tu dai niște impulsuri din acestea, fie fiscale, fie monetare, economiei, care duc economia în sus foarte puternic, mult peste potențialul natural al economiei, ceea ce face ca și prăbușirea, care nu este decât o corecție, să fie și mai amplă. De asta în România, dacă vă uitați la dinamica PIB-ului, este foarte sinuoasă. Dacă e să vină o criză, ce ar genera-o? Mai curând factori externi sau mai curând situația internă? În primul rând aș spune că aceste crize vin mai repede decât înainte. Deci pe măsură dinamica s-a schimbat. Exact. A scăzut. Era înainte, să zic, 10, 20 de ani, 70 de ani, s-a redus foarte mult. Astăzi, până într-un deceniu, te poți trezi rapid cu o criză de proporții. Doi, noi avem niște probleme structurale interne pe care tot timpul le accentuăm. Cum ar fi? Cheltuieli în buget pe care nu le putem reduce ușor. Sunt acele cheltuieli structurale. Faptul că le finanțăm din venituri excepționale de la companiile de stat luate. Da? Faptul că orientăm bani și către investiții. Că un stat înțelept ce face? Zice, domnule, când e boom, investesc, asta încât să dezvolt, că atunci când vine criza, măcar să știu că pot conta pe un sector privat care nu se prăbușește foarte tare. Și așa mai departe. Deci, observăm că avem probleme interne și de reformare. Câte lucruri nu sunt de reformat în România, pornind de la administrația publică, sistemul de pensii și așa mai departe. Și ne uităm apoi la factori externi. Deci noi suntem vulnerabili și la factori externi. Pe ăștia i-am ignorat atunci când a venit criza din Statele Unite și noi stăteam cu picioarele la sobă și ziceam, las că nu trece oceanul criza. Hai să vedem un pic în ce măsură câteva dintre gesturile mai marilor ar trebui să ne îngrijoreze. Statele Unite impun noi sancțiuni Chinei. E o bătălie într-un război, așa spus, război al comerțului internațional, mondial, între cel mai mare consumator de bunuri și servicii, Statele Unite ale Americii, și cel mai mare producător, manufacturier al lumii, China. Noi suntem așa într-o băncuță de privitori, de telespectatori. În ce măsură ar trebui să ne îngrijoreze jocul pe tenisul de masă al comerțului mondial? Aceste crize se propagă, da? Se transmit peste ocean, peste tot în lumea asta, mai nou, pentru că economia a devenit una globalizată. Adică economiile depind unele de altele mult mai puternic, mult mai mult decât înainte. Și anume, de exemplu, în România sunt investiții străine. În România sunt bănci care au capital furnizat din afară. Pe scurt, 70-75% din economia României depinde de Uniunea Europeană. Asta pe parte de economie. Și aici vorbim de export, vorbim de importuri de completare, de importuri de materii prime. Și de investitori, principalii investitori sunt investitori din Uniunea Europeană. Ceea ce înseamnă Europeană. Că dacă intră în criză lumea globală, acei investitori, acei creditori, acei finanțatori, acei parteneri comerciali care cumpără sau vând la noi lucruri, vor avea probleme financiare, de lichiditate, de ce vrem noi. Și aceiași vor restrânge în genere afacerile cu țările
mai mici în primul rând, că doar nu o să-și permită să piardă parteneri mai importanți. Și vor renunța la ce? La importul de mașini din România, autoturisme. Exportul românesc în proporție de jumătate depinde de mașini. Deci dacă europeanul nu mai cumpără Dacia sau o altă mașină pe care o producem aici, da, avem probleme. Și apoi toate celelalte industrii din spate. Deci un recul extern poate fi oricând prezent. Păi atunci ar trebui să fim mult mai atenți la ce se întâmplă din perspectiva războiului global al comerțului, ce se întâmplă între alți doi jucători, Statele Unite și Uniunea Europeană. Sigur. Mai curând decât China, nu? Da, da, mai degrabă. Și mai avem o problemă în Europa. O creștere foarte puternică a îndatorării, mai ales în țări ca Italia, Spania, sunt țări care, sigur, în momentul de față am putea spune PIB-ul lor suportă, s-a trecut către 100% ponderea datoriei în PIB, numai că vorbim de un PIB enorm acolo, da, sute de miliarde, și atunci și o datorie de sute de miliarde, acei creditori expuși pe aceste țări pot deveni problematici sau pot avea probleme și ei la rândul lor pot propaga această problemă în interiorul țărilor mici. Faptul că noi nu suntem încă în zona euro poate fi și lucru bun, poate fi și lucru rău. Contagiunea crizelor e stimulată, da, și de așa ceva. Depinde pe ce filieră sau de ce tip va fi criza. Dacă e una de tip financiar, valutar, e un factor care ne poate influența, dacă este una economică, da, e altceva. Da? Deci, eu zic să fim pregătiți. Mai degrabă ar trebui să privim toate lucrurile astea preventiv și să nu ne mai îmbătăm cu apă rece că, uite, creștem economic, pentru că semnalele din spatele creșterii economice ne arată că nu va fi una de durată, nu e durabilă, nu e sustenabilă, deci nu o să putem să susținem și se și vede. N-am că investit în viitor. Exact, în nu creștem pe pedalele, da, apăsăm pe pedalele. Mai am o întrebare. Zilele astea sunt parfumate piețele agroalimentare de mireasma strugurilor și a mustului. Și totodată tarabele sunt pline de roadele pământului, ca să spun așa, de la producători. În ce măsură, pentru că ne apropiem de luna recoltei, octombrie... Mai puțin porci. Mai puțin zona asta a zootehniei, care a întâmpinat și o să vedem de Crăciun. Trăiește drame, da. Dar în ce măsură agricultura, de la care întotdeauna așteptăm o contribuție semnificativă în PIB, anul ăsta își va aduce prinosul? Vrem să recunoaștem sau nu, agricultura a devenit una marginală. E modelul european sau, mă rog, modelul economiilor moderne. Dacă în anii 80 era vreo 15% din PIB, acum abia dacă atinge 5%. Deci prăbușirea a fost și aici foarte puternică. În agricultură se fac cele mai puține investiții. Culmea, în România investim mai mult în construcții decât în industrie. Ce să mai spun, agricultura e marginală pe parte de investiții. Mă refer aici la investițiile producătorilor privați. Faptul că statul nu investește în sau nu îi ajută, nu le facilitează investițiile în, să spunem, construcțiile speciale aferente agriculturii, canale, irigații și așa mai departe, asta este altă discuție. Industria alimentară a scăzut ca pondere în PIB, undeva către 20%, am avut mai mult, 27% cu un deceniu, scade continuu, ceea ce înseamnă că avem oarecum și probleme de prelucrare, de valoare adăugată. Este o industrie în care valoarea adăugată nu este foarte mare, nu prea poți să adaugi prea sunt multă valoare. Sunt clasice exemplele negative că exportăm materii prime gen făină și importăm aluatul congelat. Suntem sau în top la grâne, la exportul de grâne în Uniunea Europeană, chiar au fost anunțate de actuală, da, putere cu multă emfază aceste, da, lucruri. Exportăm grâul, și floarea soarelui, porumbul și importăm carnea de porc. Adică ar fi de preferabil să exportăm mai degrabă porci sau ar fi de preferabil, pentru că importăm aproape 70%. I-am exportat acum spre veșnicile meleaguri ale vânătoarei, cum da, spuneau. Da, da, din păcate. Deci și pe aia pe care îi mai aveam și care acoperea o treime din cerere, restul importam și pe aia i-am decimat. Da. Deci e gravă situația. Asta și ministrul agriculturii spunea, citat de Profit, că se cam exagerează treaba asta cu drama
pestei porcii neafricane. Sigur, pentru că nu le convine. Și atunci politicianului, când nu-i convine ceva, o dă pe, cum să spun eu, minimizarea... Adevăruri paralele, da. Da, da, pe adevăruri paralele. Nu, trebuie să spunem că drama e mare, atât la producătorul mic, care, cum să spun eu, nu înțelege de ce trebuie să-i fie omorât porcul sănătos. Pentru că și autoritățile române cred că au exagerat un pic cu intervenția asta așa, Otov, au luat toți porcii și i-au ucis. Cred că puteau discuta, poate, să se aplice niște soluții mai blânde. Și evident că cel care e mare producător se va apuca greu, reapuca greu de această treabă. Odată ce pierzi un antreprenor, asta nu înțelegem noi în România. Și avem o atitudine din asta așa față de antreprenori, de cum să spun eu... Pur și simplu, ți-e lehamite când vezi politicianul cum îl tratează pe antreprenor. Odată ce ai pierdut un antreprenor, foarte greu îl recuperezi. Nu se mai întoarce în antreprenoriat. Poate ani de-a rândul zice, domnule, am pierdut și sunt pierdere acolo de câteva milioane de euro pe unii dintre mai producători. Mai ales că nu pierde pe mâna lui. Pentru asta. Că riscul antreprenorial presupune pierderea. Da, aici pierzi, dar nu din vina ta. Spiritul antreprenorial își asumă pierderea. Dar nu când nu-i din vina ta. Dar nu când îți trage cineva preșul de sub picioare. Exact, nu? Exact. Vreau să te mai provoc la un subiect pe care l-am văzut dezvoltat bine și recomand celor care ne urmăresc să-l descopere, să-l citească, să-l aprofundeze pe profit.ro. Situația pensiilor. Am văzut o expresie interesantă. Vom ajunge cu pensiile într-o stare de sevraj. Alimentăm până când și pe cine? Și mai ales cu ce perspective, ținând cont de faptul că într-un interval de timp, într-un orizont de așteptare foarte apropiat în termen de pretențioși de timp istoric, 5 ani înseamnă nimic, înseamnă o picătură, 10 ani la fel, e o secundă în timp istoric. E mai puțin decât o generație, da? O treime din intervalul unei generații istorice. Ne vom confrunta cu o debalansare uriașă. Cei care vor avea nevoie de pensii de la stat și cei care vor mai fi capabili să plătească în fondul de pensii. Populația activă față de pensionari este tot timpul, este într-o cădere liberă. Adică în momentul de față un om în câmpul muncii activ suportă 4-5 pensionari. Problema are valențe multiple, în sensul că am ajuns aici din foarte multe cauze. Multe dintre ele legate de politicieni sau direct legate de politicieni. Dezechilibrele astea sunt consecința, din câte am văzut eu, exclusiv a hai să spun așa, a biletelor electorale. Da. Și până la alea. Aș ajunge la principala problemă în momentul de față, zic eu, migrația. În momentul în care tu faci ca lucrurile să nu se întâmple în România, cu orice preț, în momentul în care tu te încăpățânești ca politician să menții această dependență bolnăvicioasă de stat a multor părți din economie, oamenii nu prea au șanse. Nu prea au ce face. Și încet, încet, locurile de muncă devin rare, prost plătite, apar falimentele, oamenii pleacă. Dar în același timp statul angajează, creează firme, creează corporații de stat, creează concerne, oferă locuri de muncă și a fi angajat la stat este mare atractivitate pentru forța de muncă de astăzi. Statul devine un mare ofertant de joburi astăzi și mă întreb dacă n-ar fi corect ca până la urmă să ne reorientăm cu toții să devenim o societate... O economie în Uniunea Europeană de angajați ai statului. Păi noi n-am avut această situație și am dat faliment. De ce trebuie să tot repetăm? Că tot vorbeam de greșeli pe care când le repetăm. Când n-am dat faliment? Păi socialismul asta presupus. Ei, era o altă societate. Nu ne-am asumat-o noi. Ne-a fost impusă. Dar acum trăim într-o societate pe care ne-o asumăm liberi. Da, din păcate. Ce vreau eu să spun este că principala problemă pleacă de la modul în care a fost administrată această economie în general vorbind. Și de acolo a apărut migrația. Dacă întrebați, oamenii pleacă pentru că veniturile sunt cum sunt în România, pentru că alternativele sunt cum sunt în România și pentru că aici infrastructura medicală, de educație, infrastructura rutieră și toate celelalte lucruri fac ca viața în România să fie de coșmar. Deci eu până aici la dumneavoastră în emisiune, din centru am făcut o oră.
care înseamnă 5 km la ora aceasta, care e o oră de vârf în București. O oră, îmi pare rău, dar nu e în regulă. Ceva nu e în regulă aici. Și atunci, vedeți, încep să te enervezi. Făcând asta zi de zi, încep să te enervezi. Când vezi cum sunt școlile, când vezi cum este un spital și așa mai departe. Și atunci pleci. Îți reamintesc titlul care mi se pare foarte important de a fi dezbătut. România cade 5 locuri într-un clasament global privind eficiența sistemului de sănătate. Ne ducem la vale în loc să creștem. Nici n-ai cum, pentru că investițiile în spitale în momentul de față sunt către zero și mai periculos, investițiile ca investițiile. Dar partea de consumabile în spitale e cu problemă. Adică pensionarii, ca să spunem pe șleau, pensionarii au pensie mărită, pe care acum în iunie am văzut cu câtă în fază le-a fost anunțată vestea, dar vestea are și partea cealaltă, jumătatea cealaltă nespusă. V-am crescut pensiile, dragilor, cu prețul unui RMN care nu mai există sau nu va mai fi pe listă, a unui spital metropolitan pe care nu-l vom mai face, sau cu prețul consumabilelor, da, pe care nu mai avem cum să le ducem către spital. Vreau să te mai... să-i lăsăm un pic pe pensionar să liniștească, că... mă rog. Mai, pe scurt, pensiile speciale, tot acolo să sunt. Să nu le vorbim de pensie acum, să-i lăsăm să bucure de pensiile pe care le au, da, că nu se știe cât timp le vor, corect, foarte le vor primi. Dar, hai să vorbim un pic de angajații. Rata șomajului la nivel național, spun colegii de la Profit.ro, a fost de 3,46%, sigur, citând datele de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. 3,46%. Nu e o rata șomajului care să sperie, dar în același timp ne arată din nou ceva. Adică, pe de o parte, sigur, ne plângem că avem locuri de muncă și că nu avem angajați, și pe de altă parte avem 3,46% șomaj. Da, câteva lucruri aș spune despre această cifră, care e foarte, foarte frumoasă. 1. Avem ocupare foarte mare. Asta înseamnă că e penurie de forță de muncă și asta înseamnă că, de fapt, când e penurie de forță de muncă, angajatul are putere de negociere mare în fața angajatorului. Ceea ce înseamnă că salariile într-un astfel de context ar trebui să fie mai ușor de negociat, da, și ar trebui să crească. În beneficiul angajaților. Așa spune economia. Da. În beneficiul angajaților. 2. Într-o astfel de situație, politica salariului minim pe economie este inutilă. Pentru că angajatorul ar trebui să aleargă, de fapt, după angajați, că așa arată cifrele, da, și... cum aleargă? Că doar nu-i forțează, nu-i ia cu arcanul. Îi convinge cu ce? Cu salariu. Ori tu, dacă continui să vii să-i spui îți dau salariu minim pe economie, ai o problemă. Problema mare este că el ar vrea poate să-i dea mai mult decât de acel salariu minim pe economie, dar ca să poată să facă treaba asta, el trebuie să fie cumva mai avansat din punct de vedere al ciclului de producție. Adică el trebuie să vină să spună, domnule, uite, pot să-ți dau mai mult de salariu minim pe economie, dar hai să nu ne mai limităm doar la tăiat pomii din pădure. Facem pal, facem mobilă, începem, da, să adăugăm valoare. Da. Salariul minim pe economie îl plătești când valoarea adăugată nu e foarte mare și când produci ceva mai avansat. Noi, dacă producem tomate, că am avut programul ăla Tomata anul ăsta, producem tomate, tomatele n-ai cum să câștigi foarte. Puterea ta de negociere cu un client e foarte redusă. Marjele de profit sunt reduse. Nu prea poți să dai mai mult de salariu minim pe economie cuiva care culege tomate. E logic. Dar dacă discutăm despre ketchup, dar dacă discutăm despre sateliți, începe să, da, se pună altfel problema. Eu nu cred că în Cluj, orașul cu foarte mulți IT-iștii aceia au o problemă cu salariu minim pe economie. De asemenea, nu cred că salariul minim pe economie trebuie mărit de către un politician. El trebuie să fie rezultatul negocierii între patronate și sindicatele angajaților sau angajați direct prin niște reprezentanți și, doi, n-ar trebui aplicate OTOVA salariile astea minime. Ar trebui sectorial discutate, că una e un salariu minim pe economie într-un sector gen IT și alta este. Deci, observăm o abordare din asta care e prinsă și în cifra aia. Cifra aia e mică și pentru că noi avem migrație. Deci șomajul, dacă vrem să-l căutăm, trebuie să adăugăm la șomeri și cei pe care i-am alungat afară, vreo 4-5 milioane. Rata șomajului
cuprinde sub umbrela ei pe cei care sunt în plată. Asta e a treia observație, exact. Faptul că vorbim doar de cei care sunt înregistrați la acele oficii pentru forța de muncă, pentru că cuiva care expiră cele 6 luni de înregistrare, el nu mai apare ca șomer, dar el e poate șomer. Aici intră, sunt excluși din această cifră, din ce știu eu, este exclusă categoria celor tineri care sunt în continuare, zic că sunt la studii. Dar de fapt și acolo e un șomaj mascat. Faptul că avem absolvenți de facultate, absolvenți de master, unii care fac doctorat, postdoctorat și nu lucrează nimic până pe la 45 de ani, ăștia sunt cumva excluși, domne, nu că ei încă mai studiază, dar ei sunt... Dacă poate ține mama acasă până la 45 de ani să discutabil. Studieze, e treaba lor. Da. Problema e economică, ai astfel de ipochimene care până la 45 de ani stau la mama acasă. Corect, și nu intră să facă ceva productiv. Mai am un subiect cu care vreau să te provoc la comentariu și de actualitate. Avem schimbări de substanță la legea offshore, cea care ar urma să guverneze modul în care România va reuși să exploateze resursele descoperite de gaze naturale descoperite la Marea Neagră. Schimbări de substanță făcute la Senat urmează la Camera Deputaților, care este cameră decidentă. În mare s-a promis prin amendamentul de la Senat o stabilitate, o înghețare a fiscalității pe toată, ceea ce e normal, perioada exploatării. S-a promis în același timp o facilitate de deducere a investițiilor. Se impune în continuare un impozit suplimentar, pe venit suplimentar, și se impune și un volum de tranzacționare de minim 50% pe piața internă. Ce trebuie să înțelegem din miza acestei legi offshore? În primul rând aș începe prin a spune că tot acel spectacol, când a fost prezentată inițial legea, s-a dovedit a fi de fapt o fumigenă și că de fapt ei nu erau pregătiți cum dădeau impresia. Deci în momentul în care îi vedeai la tablă cu Carioca, ziceai, wow, ce bine s-au pregătit, ce experți au avut în spate, vai, ce bine și-au făcut lecțiile. Vedem că de fapt n-au gândit în mai mulți pași, pentru că într-o investiție de tipul ăsta trebuie să gândești în câțiva pași. Și se vede clar că argumentele industriei, ceea ce e foarte important, au început să iasă la iveală și că vocea industriei până la urmă începe să devină relevantă. Pentru că aceste investiții, mai știu și eu din zona aceasta, aceste investiții în zona petrolului, resurselor energetice în general, sunt investiții care se recuperează greu, sunt investiții care presupun un efort financiar inițial foarte mare, sunt cu risc ridicat și sunt investiții cu ani buni în spate ulterior de recuperare. Și atunci tu ai nevoie de un orizont de timp cert pentru tine, din punct de vedere al fiscalității, din punct de vedere al multor lucruri. Din păcate, în tot mediul ăsta global, în toată lumea, statele sunt o sursă tot mai mare de risc. Noi spunem risc sistemic, adică intervin tot mai mult în zona de business prin diferite pârghii, zicând că fac bine, că protejează, dar de fapt acolo au și ele niște interese și în final strică niște calcule. Și care ar fi, să spunem, pericolul? Să nu se întâmple nimic, să rămână resursele alea acolo, mulți zănate ce ar spune foarte bine, să rămână ca aurul în pământ. Noi economiștii spunem că o resursă n-are nicio valoare, plus că noi riscăm foarte mult următorul lucru. S-ar putea ca în timp, în 10-20 de ani, să nu mai conteze, să ai hidrocarburi, nu că ai hidrocarburi, pentru că s-ar putea să trecem complet pe alt tip de energie. Da, în ce măsură, modul în care gândim, croșetăm, negociem și finalizăm legea pentru exploatarea resurselor de gaze naturale din offshore, ar putea fi un model pe viitor, pentru că este o premieră genul ăsta de lege. În ce măsură ar putea fi o premieră care să dea exemplu pe viitor la modul de tratare prin legislație a unor viitoare investiții în exploatarea altor resurse naturale de care dispune România?
Păi nu poate fi un model, pentru că, unu, n-a fost, mie nu mi se pare că e o lege fundamentată pe ceva. Nu vezi calcule, nu vezi studii de impact în spate, nu vezi studii comparative în spate să vezi, pentru că și în zona asta redevențelor sunt foarte multe combinații posibile și ce nu mai vezi, din punctul meu de vedere, este și o cum să spun, luare în considerare a ce se întâmplă pe produsele conexe, da, substituibile, alternativele, uh-huh, eoliană, solară și așa mai departe, și concurența la nivel global. Îmi spunea cineva la un moment dat, domnule, în domeniul petrolului, România are 2000 de sonde, să zic, și scoate un petrol echivalent a 3 sonde din Arabia Saudită. 6.000 de sonde, dacă ține de 6.000 de sonde. Da, o cifră, dar nu exact. Da? De 6.000 de sonde versus 4-5 sonde din Arabia Saudită. Păi trebuie să fii un pic și, cum să spun eu, irresponsabil să vii să spui voi aplica aceeași taxare ca în Arabia Saudită, o OTOVA. Că aici ai alte probleme, ai 6.000 de probleme versus 4. Da, e altceva. Trebuie să fii puțin mai atent când faci astfel de... Noi avem un stil din ăsta de a lua din afară orice e contra companiilor, contra inițiativei private. O bătrână ar spune că suntem ca în basmul vechi cu găina care ciugurește mărgica din mijlocul drumului, mergem direct din colbul drumului. Mai am o întrebare la tine. Ne apropiem de momentul în care guvernul va trebui, Ministerul de Finanțe în principal, dar guvernul în ansamblu, să vină cu proiectul de buget, construcția bugetară pentru 2019. Care sunt principalele provocări? Asta mie îmi place sintagma asta, principalele provocări. N-am așteptări foarte mari, pentru că deja au încărcat bugetul de niște cheltuieli cu care au a face, n-au a face, trebuie să înceapă. Salarizarea în sectorul bugetar, numărul angajaților în sectorul bugetar. Și anunțat că la 1 ianuarie salariul va mai crește. Păi crește salariul minim pe economie, deci va crește cel puțin la cei din sectorul bugetar plătiți cu salariul minim pe economie. Și apoi încep cu creșterea cele de pensii. Da? Aici iar e un întreg talmeș-balmeș. Crești și cele ocupaționale, crești și cele speciale. Avem venitul minim garantat din pensie, care de fapt nu ar trebui să fie în sistemul public de pensii. Da, eu nu trebuie să suport așa ceva. Cred că dacă mulți tineri ar ști că acum intră într-un sistem public de pensii în care vor trebui să plătească pensiile unor oameni siguri, săraci, cu probleme, dar care n-au contribuit la rândul lor cu ceva la sistemul de pensii, eu cred că e un efort mult prea mare. Punem totul mult prea mult. Deci, bugetul va începe cu aceste cheltuieli. Va începe cu foarte puține cheltuieli legate de investiții, foarte puține cheltuieli legate de cofinanțarea unor proiecte europene, nu am foarte mari așteptări. Bugetul României a devenit în momentul de față un buget de cheltuială și atât. Nu e un buget de dezvoltare, e un buget de creștere a veniturilor care să crească PIB-ul, dar nu dezvoltă România. Fapt pentru care nu va dura foarte mult. Și un buget construit pe deficit și datorie. Asta înseamnă că, indiferent de construcția pe care o vom avea spre finalul anului, ne așteptăm la mai multe etape de regândire, de consolidare bugetară, de redesenare a... Vor mai muta resurse, pentru că nu au ce face. Ei trebuie să găsească petice pentru câte găuri au în sacul ăla. Și mai e o problemă, economia nu mai crește atât de puternic. Și atunci nici anul ăsta n-a crescut cât au estimat, probabil nici anul viitor nu va crește cât vor estima. Necrescând economia, presiunea e și mai mare pe partea de cheltuieli. Ne mai împrumutăm o dată și încă o dată... Da, dar deficitul acela, din păcate, nu putem, sau din fericire pentru noi, nu putem să-l expandăm foarte mult. Avem niște limite. Deja ei se ceartă dacă am depășit sau n-am depășit o anumită limită. E o problemă. E mulțumesc. O problemă. Rămânem așa. E o problemă. Să vedem și rezolvarea. Cristi Păun, profesor de economie alături de mine, Daniel Apostol, a fost împreună cu dumneavoastră Back in Business.